Tare, prieteni, salutare tuturor, bine v-am găsit aici la un nou episod cu CFR Cluj. S-a terminat perioada de transferuri, din păcate, perioada mea preferată. Dar acum urmează lupta pentru campionat. Lupta să ajungem, desigur, în play-off și nu în play-out. Pe moment, desigur, suntem pe primul loc, n-am jucat 8 meciuri. Urmează și celelalte echipe să joace 8 meciuri. Din păcate, Dinamo, ca în realitate, în play-out. Dar, hai să nu râdem de ei. Uite, 9 puncte, 10 puncte acolo, Sepsi Viitorul și 11 Iașul. Deci, au șanse, au șanse. Îmi place că restul este relativ realist un pic. E până și Gazul și Iașul. Deci, astea două echipe, și în realitate, să zic așa, m-au surprins în calitatea lor de joc. Și chiar și acum în joc, deci până și în joc, aceste echipe performează chiar foarte, foarte bine. Ok, vine ofertă, hăpt, acum, că nu-i prea târziu. Ia, vedeți, de la ăștia ziceam eu, mă, de la Paris ăștia. A, Paris FC, a, vedeți? Ne-am fost aproape, aveți, cu Turnul Eiffel, cum au zis și alte persoane, de unde au mai râs de bine, bă, că era PSG, eu știam din prima. Ia uite, e de ăștia ziceam eu. Ha, ce chestie. Ok, hai să negociez cu ei. Da, nu știu dacă va juca la Paris, Liga a doua, la Franța, eu cred că e cea mai bun decât 60 overall. Da, nu, 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 precis sau cea mai bun. L-aș fi împrumutat cu mare drag, chiar că o să mai cer să mai împrumut câțiva jucători. Eu presupun că funcționează duma asta, nu? Gen, că îl dau la altă echipă și de acolo dacă joacă sau nu știu ce, știi, să evolueze. Vin oferte de data asta de la Tondela, foarte cunoscut numele, dar am mult să vă zic, nici nu știu echipa, în ce campionat îi. Clar, cea Columbia, minuni de astea. Hai să vedem short term. Short term. Ok, 60, 40. Vă plătesc 20, așa, 25%, 30%. Hai, fi. Pui mene, ne zgârcim aici pentru cât? Vreo 900 de euro să împărțim în doi. Ok. Foarte bine, hai. Înainte de toate, aș plăcea foarte, foarte mult dacă ați apăsat chiar acum acel buton de like. Vă mulțumesc foarte mult. Apasă acum, mă, că te văd. Ok, de data asta vine o ofertă din Polonia. Parcă sună mai interesant, dar nu știu nici aici cât de mult poate să joace. Dar foarte interesant este că vin ofertele de loan după perioada de transfer, ceea ce un puțin mă sâcă, că asta înseamnă că trebuie să negociez cu ei. Omul meu de-abia se va duce din ăsta, din iarnă, știi, când se redeschide perioada de transferuri, se va duce din iarnă și de-aia zic short term, ca apoi să vină în vară și apoi în vară văd eu ce mai fac cu el, dacă îl vând, dacă nu știu ce, îl mai împrumut sau mă rog de astea. Ok, vine pe una aici, bine, pretty roulette against voluntari. Ok, I'll consider it, mă gândesc, să zic că hai. Cu meci cu voluntari. Hai că îl punem pe Păun acolo titular și totodată și pe Țucudean revine primul 11. Chiar și Arlauschi l-aș pune așa în primul 11. Ha? Ce ziceți? Merită? Merit. Ba nu? Ia uite, positioning. Așa, numai la diving și reflexe. Imea Pantelimon te întrece, băi, Arlauschi. Ok, mă risc din nou aici cu Simulate. Sper să-i batem pe voluntari. Trebuie să-i batem. Adică, făcut egal cu Gazul, egal cu Craiova și au bătut-o. Au pierdut cu Viitorul. Au făcut egal cu Craiova. Ups. Da, mă, 2-1. Butean și Țucudean. Oamenii care au dat golul. Super tare. Foarte bine. Câștigăm acest meci. O, e în sfârșit. În sfârșit, meci de Europa League. Începe nebunia. Începe nebunia. Începe Europa League, bro. Așa, am uitat să scop pe Ioniță la training. Ups. Ok, hai, începe Europa League în sfârșit. Ia uite ce frumos. Ia, vine aici pe un să spună că mulțumesc tot, tot, tot. Keep it up. Eu zic așa, păstrează. Păstrează-te, fii un țac-pac. Ok. L-am împrumutat la Tondela. The Bulgarian Transfer Window will return the turn soft, la. Da, se vede. Ok, deci Peteleu a acceptat să se ducă loan, Petrilă, pardon, a acceptat să se ducă loan la Tondela, dar desigur, cum și scrie acolo, se va duce de-abia ce va începe, desigur, perioada asta de nebunie.
Ok, primul meci, opa, 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 era suit de cel mai important lucru, presa, să vină presa, să vină valoarea. Meci cu Celtic, fraților, de zici că ar fi meciul ăla din Champions League, deci revansa cu Celtic. Boboc, from Vitoria is one of the greatest zone here. The time isn't right, he needs time to adjust, are nevoie de puțin timp să se normalizeze, ok. Bile, el este într-o formă foarte bună, foarte bună, o să-l vedem. Nu știu ce să zic. Nothing personal? Nu știu ce am ales, dar ok. Bun, așa, în sfârșit începem CFR în Europa League. Credeți că vom debuta cu un gol? We need to stay focused. Trebuie să stăm concentrați, fraților. Ok. Right, we'll be wrapping up now, guys. Thank you very much. Ok, debut mare în Europa League. Debut mare în Europa League pentru noi împotriva celor de la Celtic. Deci este și un meci greu. Celtic clar a arătat valoarea acestui, a arătat valoare mare și sper să reușesc să îi bat sau cel puțin un egal, chiar și un egal n-ar fi chiar așa de rău. Începem cu Țucudean, a dat gol acolo împotriva celor de la voluntar, deci clar am speranțe în el. Vedem așa frumos perioada asta, așa ușor de încălzire, de un mic stretching, băieții de la Celtic stau de vorbă, mănâncă și o sămânță. Între timp, eu i-a pus pe băieții mei, joc de glezne, școala alergării, flotări, ridicați saci cu ciment, nu știu. A, stai că suntem la Celtic în deplasare, ridicăm saci cu hamei, așa că ăștia zeia băutori de bere, e bun de aia ce se îmbată tot timpul. Ok, marele început în Europa League, mare, hai de capul meu cu Celtic. Dar ce grupă grea, mi-am pus și eu prost, trebuie să-mi pun o grupă mai ușoară, știi, să trec mai departe. Și mi-am pus Celtic, mi-am pus toți ăștia, hai de capul meu, cred că am pus-o și pe Lazio. Vai doamne, așa repede uit ce echipe mi-am pus, dar oricum, hai să dăm Celtic. Așa, începe Celtic, un joc de pase foarte frumos. Aici către Griffiths, de data aceasta cei de la Celtic în joc joacă cu toți titulare, nu ca în realitate, joacă Griffiths, acest atacant foarte interesant. Totodată și acel winger Forest, care pe bune că m-ar distra la maxim să-l aduc la CFR Cluj, cum ar fi, știi, omul ăsta care pe mine cel puțin m-a impresionat de multe ori în meci și în realitate în meci. Și acum să luăm, ia uite ce șansă imensă, a, este offside, oh, Pereira. Trebuie să fii mai atent, bro. Că așa fain erai de marcat acolo. Bine, era ăla în spatele tău, dar... Ah, o șansă imensă. Ratată din cauza unui offside. Opa, Griffiths, o pasă bună către... Offside? Da, 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 este offside și până și la Celtic. Ia uite, ia uite, ce început forță, ce început așa atacant, așa... Bă, tăți la gâtul e altuia, știi, atacăm în forță, dar în așa fel atacăm încât, uite, amândoi facem offside. Vrem, fiecare vrea să deschidă scorul, știi? Eu vreau să deschid scorul, Celtic vrea să deschidă scorul și așa mai departe. Puțin îmi pare rău că cei de la FIFA n-au băgat și al treilea kit al CFR-ului, care, într-adevăr, câteodată se joacă cam rar cu el CFR-ul, dar este un kit, un tricou foarte fain, ce mie tare mult îmi place. Este el așa verzui, știți că l-am mai jucat odată pe vremuri, fai cât când era 2008, când era wingerul ăla străin, ăla Sugu, foarte nebun ăla. Și la un timp mai era și un nou francez venit pe atunci, care apoi a performat foarte bine, dar nu știu când s-a trasat acest plac cu el, parcă îl chema Robert Mach, sau așa cea, știu că era funny numele. Dar da, era un kit verde, ăla a fost absolut senzațional și cred că l-am mai văzut și acum recent că CFR mai joacă câteodată în tricoul, în kitul ăla. Fai, dacă era ăla în Ultimate Team, clar, jucam non-stop cu ăla verde. Începe meci repriza a doua din acest meci nebun și forță cu Celtic, 0-0 permanent, este așa ca și un duel între titani. Numai nu reușim să deschidem scorul nici eu, dar nici Celtic, tot 0-0, bro. Am avut câteva șanse, dar n-au fost mari și nici Celtic nu prea a fost. Așa e un duel la echipe egale, care pe bune mai că îi zice că se termine scorul egal. Nu-mi doresc așa ceva, vreau să câștig meciul acesta, dar în momentul actual echipele par destul de... Așa, Camora!
Nu, hai, fraților, Forest deschide scorul fix omul care am zis că aș dori să-l transfer la CFR Cluj dacă aș avea bugetul, dar aici a fost o grafă mult mai mare de apărare, în sensul în care, ia, hai să revedem din nou faza, era acolo Camora, dar și Pantelimon, nu știu, parcă a stat, așteptat după Camora să facă ceva în loc ca el să se bage și primul gol destul de prostesc, aș putea zice. Celtic deschide scorul, din păcate, la începutul reprizei a doua, prin Forest, omul lor cheie, omul lor, Messi-ul lor, Messi de, pui mei, de Scoția. Oleu, 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 cum o dă. Ah, Pantelimon, nu știu, el s-a așteptat după Camora și asta e, se mai întâmplă și în alt faze de genul acesta. Un lucru foarte caragios, aș putea zice, că ambii portari ai mei au jucat la Watford. Gândiți-vă la asta, hopa. Hopa. Bun. Bun. Gol. Nu. Este offside? Sau? Nu, e gol. E gol, numai că nu m-au lăsat să celebrez. M-am sperat că fusese sau ceva. Da, mă, Păun, mă. Uite-l pe Forest al nostru, numit Păun. Egalăm aici destul de repede, dubios de repede, o egalăm pe Celtic. Foarte frumos acolo, faza de construcție, acea pas așa, ca un pac, am pus-o la fix. Fantastic, fantastic, bine că egalăm repede și că nu îi lăsăm pe ei să aibă acest avantaj. 1-1, 1-1 bro, 1-1 împotriva celor de la Celtic, ăla e bro, ăla e bro. Am o să mai dăm un gol, haide pe un, haide pe un. Ia uite, așa forțăm o pasă, dar s-a prins acolo Henry, s-a prins de ce am vrut să fac, dar și de merea faza, ho-ho-ho-ho. Foarte frumos, cum și în dreapta, dacă ați observat, în dreapta, că cred că acolo mi facecam-ul, tot ziceam eu că mai bine e să țin facecam-ul în stânga jos, dar voi tot mi-a zis să-l pun în sus. Acolo arată, deci cred că unul din facecam-ul meu, arată gen scorurile din alte reprize, numai că nu apuc să mă uit, că stă concentrat pe meci, dar e foarte frumos cum arată așa meciul, știi, scorul altor meciuri care sunt în joc. No! No! Du-te în puii mei, ce gol îmi dă Griffiths! Incredibil! Ce se întâmplă, mă, cu echipa? Celtic, din nou un gol, dar ce gol, să-ți bați copiii, mă, ia fi atent. Uite, mă, ce gol îmi dă, mă. Cred că... Ia uite. Pac, pac, gol. Griffiths, mă. Ai, acum ce eram și eu cât de cât fericit că am egalat prin pe un care a trebuit să-l scot de pe teren, să-l pun pe grozav. Ceva așa mai fresh, l-am pus și totodată și pe Bilel. Am gândit ultra-ofensiv de data aceasta să fiu pregătit de orice se poate întâmpla, Ioniță. Am crezut că o s-o prins, bro. Am crezut că poți face stopul. Hai, a intrat acest Ajer, care zici că e de 2 metri în puii mei, cât e de imens omul. Opa, din nou, grijă, bun. Așa, pasa destul de forțată de aia că-mi iese înapoi, așa un 1-2. Ai, Bilele, bagă-te acolo la minge. Ok, Pereira, nu, dă-i! Gumă! Grozav este! Alegerea mea de a-l schimba pe Păun cu Grozav a fost la fix. Pe un gol, grozav gol. Uite-l pe omul nostru, degeaba e mai bun grozav ca pe un. Bine, pe un a avut așa o fază creată. Dar aici, uite ce frumos s-a poziționat acolo grozav. Și ce gol grozav care s-ar putea să ne aducă un punct împotriva celor de la Celtic. Un gol grozav. Ia uite-l, băi nene, mă. Imediat, mai sunt puține minute. Oare reușim să dăm golul cu care să câștigăm meciul, dar... Nu cred, de la început am tot zis că meciul ăsta cred că se termină egal și se pare că am avut dreptate. Am stat puțin pe ghimpi, trebuie să recunosc că am stat puțin acolo așa. Oare reușim? Opa! Grosav! Gol!
Este, bro, dublă grozav, uimitorul, nebunul de grozav, îmi scrie aici două boabe, mă. Două goluri pentru nimeni altul decât grozav. Omul ăsta care a venit gratis la noi, ia uite-l, mă. El să ne aducă, oare, cele trei puncte, mult visate, mult dorite. Tocmai în deplasare, frate, în deplasare, deci la Celtic acasă să câștigăm. Cât ar fi de epic, cât ar fi de epic, ia stai, 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 stai. Așa, foarte bine, Aurelio, bravo bro, ah, pasă eronat acolo, de către Bilel, nu-i stres, numai să ne apărăm, să ne apărăm, să ne apărăm. Camora a încercat el acolo, hai Panti, foarte bine. Flueră, bă, boule, ai zis 3 minute, deja-s 4. Da, Fleur final și câștigăm acest meci nebun împotriva celor de la Celtic. Wow! Băi, chiar am trăit meciul ăsta. Chiar am trăit meciul ăsta de zici că a fost real. Ce inspirat am fost, mă, să-l pun pe grozav, mă. Două șuturi, total attempts, două șuturi, două goluri pentru acest jucător fantastic. Cred că trebuie să-i dau alt număr. Sezonul viitor îi dăm alt număr, îi dăm, nu știu, numărul 7 sau ceva. Fantastic, post, da, 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 merem la interviu, merem la interviu. Ce meci nebun! Ia uite așa, Europa League. Victorie, bro! Bun. Desigur, iară, ia, aoleu, acum cu Boboc, a fost zoa mui Boboc. Are nevoie de timp să se ajusteze, o să debuteze prin Gantic, vedem noi. Așa, da, merită toate aplauzele, bravo Bilel. Ia, grozav, da, cum, ce să zic, un impressive performance, așa. Impressive performance, o prestație impresionantă de către acest jucător numit grozav. Uimitor acest jucător. De data asta îl înțeleg pe Contra dacă îl cheamă la națională. Pe bune îl înțeleg pe Contra dacă îl cheamă acum la națională în joc. Și totodată pe un, scuze bro, dar chiar nu se poate. Chiar nu se poate, bă. Oi fi tu mai rapid cu pace-ul, dar... Ai, mă, serios, meci cu FCSB după meciul cu Celtic? Hai, bro! Bro, hi, nu guys, cred! Deci, pe lângă că am fost debutul în Europa, am un meci cu Steaua, cu FCSB. Nu știu ce să zic. Da, hai să zicem așa. Close call, bla bla bla, strategy, chestii trestie, close call is learning opportunity. No, we'll beat FCSB 2. Hai să zicem, hai că vreau să fiu îndrăznesc să zic că vom bate și o vom bate și pe FCSB. Nu știu ce să zic. Sunt puțin cam incert în legătură cu acest meci, mai ales că au făcut ăștia acel transfer de cât? 7 milioane. L-au luat pe nu știu care, cu vreo 7 milioane jumate. Gen, bă, costă mulți bani la 7 milioane jumate pentru Liga I României, e pentru un singur jucător, gen. Da, va trebui să fim atenți, singurul mic plus este că l-au vândut pe Florinel Coman, care oricum nu era pe acolo top scorers, deci nu era el. De exemplu, dacă l-ar vinde Craiova pe Mihailă, care e top scorer, ar fi un plus, știi? Bine, sper să-l pot cumpăra eu, dar... am zis că pot să-l cumpăr eu, dar nu mi se merită. Oare acest negru este Bizonul sau este acel nou jucător pe 7 milioane? Nu, no, e Bizonul. Da, Bizonul, care cred eu că mai mult ca sigur o să-l cumpăr, așa liber de contract. Tot timpul mi-am dorit să-l văd pe Bizonul la Cifre Cluj și tot timpul mi s-a părut că ar sta super fain la Bizonul la Cifre Cluj, știi, străin, așa, mai negru, clasic pe sistemul CFR, plus că la noi nu cred că ar fi așa mare stres că e puțin mai grăsuc sau nu, dar bă, ce contează este să se dea goluri, nu? Este ca și Dumaia cu Budescu, știți că tata îi zicea sărmăluță și nu știu cum, că Budescu. Dar pe atunci Budescu, bă, era nebun. Bă, era nebun dacă zic că era nebun. Pase, goluri, tot ce doreai. Opa, Pereira. Gol!
Pereira! Profităm de o gafă monumental de imensă în apărarea FCSB-ului și vitezomanul Pereira deschide scorul incredibil de repede. Incredibil de repede. Uite ce frumos, ce sprint de către acest atacant, acest winger. Și acolo de la 11 metri, la punctul de 11 metri, dăm golul. Ia, pac! Uite, pac! Și gol! Foarte, foarte bine, bravo băieți, bravo băieți, deschidem scorul, minutul 7 împotriva FCSB-ului. Cred că băieții încă au rămas așa conectați după meciul cu Celtic, știi, și acum adaug de FCSB, gen, Celtic, iar, doamne feri. Încă aștept să văd dacă pasează ăștia la cel nou jucător de 7 milioane și ceva, să văd dacă joacă, dacă e titular sau nu. A făcut eu o gafă aici în apărare. Este Pantelimon, foarte bine boxează mingea. Pas înapoi către Belu, înapoi la Denisman, foarte bine Burcă. Așa o scoatem de acolo, din pericol. Bun, Djokovic, tot trage Djokovic. Ah, ne-i bai, iarăși wide către Moutinho, care cred că și el este top scorer la FCSB. Nu prea înțeleg ce au trecut prin capul celor de la FIFA să îi dea un astfel de pace la Moutinho. Are vreo 90 pace. Puțin irrealist, să fiu sincer, că țin minte când era la CFR Cluj, țin minte Football Manager 2018-2017. Moutinho era... Da, Moutinho, nu era wow, nu era hă, știi? Și clar nu are asemenea pace, adică 70 are, dar nu 90. Adică puii mei au dat lui Țucudean vreo 50 și ceva. Adică hai să fim serioși, ce doamne se întâmplă aici. Nici Țucudeanu el rapid, dar de un 65 putea să-i dea. Cred că e offside. Da, am dat un gol, din nou un gol senzațional cu Pereira, dar din păcate am văzut din timp că este offside. Da, ia uite. Ah, păcat. Posesie incredibilă, posesie de 59% pentru FCSB. FCSB-ul acum s-a văzut condusă, au pus mâna, cum v-a zis în ghilimele, pe posesie, acum nu mai e peste tot pe teren, dar încă sper să pot profita de amănuntul cheie, problemă la FCSB, și văd că nici măcar aici așa botul nu și-a dat seama că trebuie să rezolve această problemă, este apărarea. Apărarea este punctul unde eu pot să profit la maxim de FCSB și să câștig acest meci, cum am profitat practic și la golul înscris de către Pereira. Sper să mai reușesc și acum încă o dată, dar nu, ai Pantelimon, bravo bro, o salvare, foarte bine, șutul lui wide, blocat acolo de către Pantelimon. Ia uite, wide numărul 26, respect man. Corner pentru FCSB. FCSB decide acolo să paseze la Moutinho. Moutinho ce vrea să facă? A vrut el acolo să fie șmecher, să paseze un bizonul, dar nu faci tu scheme de astea cu mine, mă nene, mă. Nu ai tu cum să dai gol așa ușor împotriva CFR-ului. Ia să vedem. Țucudean, din nou, Țucudean, aproape de pauză, pasă tâmpit aici, dar mai facem și de asta. Se fluieră o dată de pauză și pe să văd ce schimbări să mai facă precis. Ar trebui să fie mulți jucători obosiți, că a fost meciul cu Celtic în Europa League și după aceea cât? O zi, două de pauză și direct derby împotriva celor de la FCSB. Denisman aici, bine de tot acționează Pantelimon, dar oricum cred că era offside, mare offside. Uite, se vede, ba de fapt, dacă e după picioare, wow, de fapt nu e chiar așa mare offside-ul. Totuși, uitați-vă la arbitraj, el zice 3 minute suplimentare, era FCSB-ul în atac, hai să fie 5 minute extra. Se pare că arbitrajul ține cu FCSB până și în joc, realist. Ai, nu cred, FCSB ne egalează aici prin Denisman într-un gol care putem descrie FIFA 20 prin acest gol. Să revedeți din nou reluarea, un gol ala FIFA 20, șutează în portar, nu știu ce motive nu o prinde, sare din el, cad din perete și din nou ia uite, pac și pac. Băi, Pantelimone, credeam că o să o poți prinde, adică pe bune,
Pui mei, ce gafă, ce gafă, bro. Și este 1-1 împotriva FCSB-ului, nașpa. Interesant e că eu am deschis scorul în prima repriză, așa, la start, și ei au deschis în repriza a doua, la start, scorul, deci... Ha. Oh, shoot, dar apărat de către Mark. Acolo pe la Mark trebuie să atac eu, nu știu ce nu joacă Pleanici, acel sârb, do know why. Ia uite, bizonul din nou acolo, 1-2 cu Moutinho. Moutinho, nu știu, pasează în spate la Wider, din nou acolo Moutinho, toate mingele merg pe la Moutinho. Mai că aș face revenirea lui Moutinho numai pentru pace-ul ăla și chiar și meciul acesta. A dat dovadă, câteva pase foarte frumoase, deci a dat dovadă că este un jucător chiar bunicel. Depinde și de ce preț, desigur, va fi pus pe aceste jucători. Ultimele minute din acest meci, a mai făcut o schimbare foarte ofensivă, l-am pus și pe Zoua pe teren, am zis că poate știu și eu, se lovește mingea de el și intră în poartă, sau ia uite Pereira, ai Mark, bă, dar culmea, tot ziceam de Mark că ar trebui să atac pe la el, că el e punctul slab și nu știu ce, dar a avut câteva intervenții bune acest Mark. Și este fler final, se termină 1-1 duelul, derbiul împotriva celor de la FCSB. Două goluri, cum să zic, două goluri de moment, adică totuși cu Pereira oricând putea să salveze portarul unul din apărători să mă faulteze, sau respectiv eu însămi să ratez șutul. Dar golul lui Denis Mann a fost pur și simplu la bulan a la FIFA. Nu vă supraspenie, dragi fani FCSB, nu hulesc jucătorii, dar hulesc jocul, adică șutează așa în portar și se lovește de portar, cade un perete și după aceea vine culmea tot la jucătorul respectiv, mingea, și apoi o bagă în poartă. Asta este, am avut ghinion, dar cel puțin este egal și nu frângere, știi? Un frângere era mult mai rău, așa, un egal cu FCSB, na, e ok. Totodată cred că și în realitate de multe ori se termina egal meciurile, s-au terminat egal meciurile, deci da, hai, e ok. Da, ziceți că da, we will be better, we could have whatever happened. Asta, vom fi mai buni. Așa zic eu că vom fi mai buni. Ok, cam atât, a fost o nebunie totală aici. Mă, că totuși Ioniță parcă ar vrea să se vuleze. Dar n-avem noi amut timp, pe Butean l-am pus, ar trebui și pe Bog, dar mai degrabă îl pun pe Montero, că el este, na, el este titular, știi, deci ar trebui să evolueze cum ești și titular. Poate îl voi scoate puțin pe ăsta, pe Itu, și am să mai văd de după aceea, care, când, cum mai evoluează, poate Itu mai trebuie să-l mai lăs. Mai degrabă îl scot pe Maila sau Costa, că nici eu nu știu, o să trească să-l mai pun și pe Pașcanu și pe unul și pe altul. Ok, pe moment noi suntem pe primul loc, 23 de puncte, după noi este Poliaș cu 20, Astra cu 19, FCSB cu 19, Craiova cu 18 și după aceea Viitorul cu 16 puncte. Sper că v-a plăcut acest meci, aceste meciuri și desigur acest episod nebun de-a dreptul, cel puțin meciul cu Celtic a fost ceva senzațional. Și desigur vă aștept și pe data viitoare la următorul video. Nu uitați să dați vreo frumos, să dați click pe acel buton de like. Numai bine, pa, pa!